Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o scurtă etalare pentru această jumătate de iulie, cât a mai rămas, pentru berbeci. Încerc să fie cât mai scurtă, să mă controlez limbarița. În timp ce amestecam, am văzut și văd că revin iar cărțile de aer. Aveți de-a face ori cu un semn de aer, în mod special, geme în balanță sau ce, geme în balanță sau vărsător. Dar mai presus de asta, cred că unii dintre voi fugiți. Și nu o spun doar eu, mai spun și alții aici, trebuie să recunoașteți voi. Fugiți de o situație. Dar în primul și în primul rând fugiți de o discuție pe care trebuie să o aveți cu cineva, o discuție în care trebuie să prezentați adevărul vostru. Și cei care ați amânat această discuție, posibil că aveți probleme și cu chakra comunicării, Vishuddhi, sau dacă nu veți avea, sau dacă nu veți avea, nu doreți musai să aveți probleme, trebuie să lucrați. Trebuie să lucrați un pic chakra a comunicării, chakra a cincea și ego-ul, pentru că acolo vă găsiți curajul, încrederea să comunicați adevărul. Acum, în timp ce am amestecat, am vrut să se arate încă o confirmare a ceea ce spun, că posibil acasă, 4 de monede, într-o legătură karmică, dacă nu musai, hai să mă vedeți că mă bate soarele, dacă nu musai acasă, într-o legătură karmică, posibil cu un semn de pământ, unii dintre voi, sau cu un semn de aer, aveți regina de aer, aveți o persoană care vorbește destul de dur sau de la care ați învățat acest gen de de comunicare mai puțin emoțională, foarte logic, foarte rațional, foarte auster, laconic, poate și ironic, unii dintre voi. Depinde ce marcaj aveți, pe unde mai este Mercur, oricum, cred că sunteți influențați de această regină de aer într-un fel sau altul. Repet, într-o relegătură karmică, posibil cu un semn de pământ, dar posibil să fie și acasă, pentru că văd un 10 de monede. Ce interesant, am vrut să se arate intuiția, ca și, uite, eu o să las, că n-are rău să mai amestec. Bă, și hai să mai amestec în fața voastră. Aveți un mesaj special, aveți intuiția și interesant este că la capătul setului de cărți a apărut spânzuratul, semnul peștilor. Nu neapărat că aveți de-a face musai cu cineva în semnul peștilor, poate cu cineva cu marcaj în semnul peștilor sau poate voi ca și berbeci aveți acolo marcaj în semnul peștilor și trebuie să vă dezvoltați intuiția, să vă dezvoltați niște abilități speciale, mai puțin raționale, care nu țin atât de mult de logică și de creier, cât de intuiție. Acolo trebuie să lucrați voi. Totuși, de spus am spus mesajul, haideți să vedem dacă apare în fața voastră ceva special. Posibil, intuiți că trebuie să aveți o discuție corectă cu cineva, însă vedem dacă o și manifestați. Acum, cine este, nu este obligatoriu să fie persoana de acasă. Eu v-am dat doar niște mesaje. Le luați voi cum considerați. Ho, și a doua oară când apare 7 de aer. Am spus că am văzut 7 de aer. De obicei, eu îi spun că e mincinosul. Nu zic musai, că mințiți. Deși știm bine că unii berbeci sau unele persoane cu planete în semnul berbecului au această plăcere de a se juca cu focul, eventual și cu eu știu, adevărul. Unii. Rămâne de văzut în ce postură sunteți voi. Nu vă acuz, doar vă prezint niște cărți. Și ce este interesant, iar a apărut semn de aer, scribul, soi de cavaler de spade, dar scribul aici vorbește despre scriere. Poate trebuie să scrieți cuiva cum încercați să ajungeți la o stare de echilibru. Și nu musai să scrieți cuiva, poate ar trebui să vă scrieți vouă undeva într-un jurnal cum reușiți să vă găsiți sau cum vă plănuiți. Cum vă plănuiți să ajungeți la un echilibru în viață? Un echilibru în care
Evident, învățați să gestionați și albul și negru și experiențele anterioare și experiențele din acest moment și ceea ce vreți să experimentați de acum încolo. O să las aici, da? Ia uite, și emoțiile. Și emoțiile. Unii dintre voi, unora dintre voi, vă este foarte greu să vă exprimați emoțiile. Le lăsăm așa, da? Ia uite. Vedeți abundență, vedeți tot ce mai frumos alături de cineva, rămâne de văzut dacă și manifestați. Dar pentru că apare scrisul, dragii mei, învățați să manifestați. Să manifestați înseamnă foarte mult, dar primii pași înseamnă, evident, să aveți gândul. Gândul înseamnă să-l puneți în practică și prima practică pe care o puteți face de unii singuri, da, este prin scris, da? Apoi comunicare și apoi pașii practici. Faceți-vă planurile care trebuie către această reechilibrare a voastră și învățați să comunicați și emoțional, da? Scribul și emoțiile. Comunicați, măcar în scris, faceți o poezie, un cântecel, poate chiar și desenați. Am avut colegi în Berbec foarte talentați, că sunteți semn de foc, aveți pasiune, da? Și apare 6 de bâte, semn de foc. Oho! Marele preot invers. La această etalare o să citesc și cărțile invers. Deși am pornit cu toate în ordine. A apărut marele preot invers. Repet, nu sunteți conectați la intuiție. Marele preot și marea preoteasă sunt conectați la intuiție și nu doar la intuiție, și la o lectură specială, în domeniu spiritual. Dar marele preot înseamnă și o căsnicie. O căsnicie pentru unii care nu merge bine, care scârție, că am zis mai devreme, că a apărut o regină de spade acasă, da? Cineva acasă nu comunică corect, nu voi, musai, poate ei, sau poate amândoi, pentru că în momentul în care cineva nu comunică corect și legătura, cum să zic, merge în stilul ăsta și celălalt începe să se abțină de la a comunica emoții și alte nevoi. Știți foarte bine, da? Deci, posibil unii dintre voi simțiți niște emoții speciale undeva în afara acestui context, dar nu le puteți exprima, pentru că în acest context, căsnicie sau acasă, o casă în care, o casă netradițională, adică părinți despărțiți sau familie care nu este ancorată în spiritualitate, în tradiții, da? Ăsta este mediul familial al unora și din cauza aceasta nu ați reușit să comunicați emoțional ceea ce simțiți pentru oamenii dragi. Și la un moment dat, posibil, oamenii dragi se retrag. Văd și justiția. Văd că o persoană foarte puternică și spirituală a fost rănită în niște argumente. Bă, nu este că între voi doi, voi trei, câți o fi fost, niște argumente, niște discuții. Cineva a fost foarte egoist în felul în care a comunicat și persoana respectivă a plecat ca să-și facă justiție. Scurt mesaj, da? Este supărată. Ați pierdut ocazia cu această persoană, puterea cu această persoană. Eventual, vom vedea. Poate unii vă doriți să lucrați la acel echilibru și să învățați să comunicați și emoțional, nu doar egotic. Am văzut 5 de spade. Haideți să vedem. Doar 3 cărți, deja am vorbit destul de mult. 2, 3. 9 de spade. Iar semn de aer pentru unii. Cum fi semnul de aer care suferă, rămâne de văzut la harta lor sau la etalarea lor. Aici vorbim despre berbeci. Berbecii își fac griji. Poate unii chiar sunt bolnăviori, sper că nu sunteți, vă doresc multă sănătate, dar vă faceți griji, eventual, pentru această situație de acasă sau în căsnicie sau într-o legătură neortodoxă. Într-o legătură neortodoxă. Am zis că, ia uite, nevoia de a comunica adevărul, de a face justiție. Nevoia de a face justiție. Vă gândiți cum să faceți justiție, cum să faceți, cum să vă echilibrați viața. Pentru că unii dintre voi v-ați săturat să stați în această atmosferă în care nu vedeți, da? Omul este orb. Nu vedeți niciun viitor. Nu vedeți, nu creșteți, nici intelectual, nici emoțional, nici spiritual, nici profesional, că n-ai, în acest context n-ai cum să crești.
N-ai. Pentru că marele preot și marea preoteasă sunt oameni care inspiră, oamenii care aduc divinitatea, aduc binecuvântările în preajmă, nu. În acest context, acasă, repet, dacă nu e acasă, poate să fie relație de lungă durată sau o relație karmică sau căsnicie pentru unii care e... Încă o carte, trei cărți. Opa, ah, ce frumos pentru voi! Asul de cupe! Ha! Ce frumos, mă bucur pentru voi. Dar, dragii mei, trebuie să treceți printr-o da, împăratul, aici sunteți voi. Împăratul trebuie să învețe să fie spiritual, nu degeaba a apărut intuiția, da? A învățat să nu spună, că a apărut acest șapte de spade de câteva ori, da? Așa a fost învățat el, să nu-și spună emoțiile, pentru că așa a văzut. Da, nu mai comentăm, poate într-o altă prezentare, însă trebuie să treacă prin acest întuneric, prin această singurătate, stare de însingurare, se vede și aici, de tristețe, însă trebuie să vă găsiți lumina din voi, dragii mei, lumina din voi. Trebuie să întoarceți acest mare preot în poziția normală și dacă nu se va întâmpla în relația în care sunteți, dacă nu se va întâmpla în familia din care vă trageți, sau în care, eu știu, vă petreceți veacul, probabil că va trebui să învățați să comunicați emoțional ca să atrageți dragostea. Și în primul rând să atrageți dragoste față de voi. O dragoste adevărată, spirituală, nu egotică. Și vindecare, asul de cupe înseamnă și vindecare pentru cei care într-adevăr au niște probleme. Poate unii chiar v-ați îmbolnăvit în acest mediu neortodox. Și nu vorbesc musai de religia ortodoxă, creștin-ortodoxă, un mediu netradițional, nesănătos, nespiritual. Că asta e. Când ne îndepărtăm de Dumnezeu, ne îmbolnăvim și corpul și întreaga ființă. Nu o spun doar eu. Însă, asul de cupe, evident, anunță vești bune pentru berbeci. Măcar pentru această jumătate, vă doriți totuși, pentru această jumătate de iulie, visați, aveți niște fantezii, că vă veți întâlni cu cineva care vă este tare dragă, aveți multe emoții în preajma lor și vreți să aveți, la modul clasic spun, o victorie. Vreți să mergeți către ei să vă întâlniți și să vă simțiți bine. Însă deocamdată situația este stagnează din cauza că ați pierdut ocazia, am spus. Au fost niște discuții și persoana respectivă a plecat. Cine această persoană? Văd multe cupe, da? Multe cupe, spânzuratul iar a revenit. Posibil semn de apă pentru unii. Sau o persoană care vă emoționează. Simțiți că aveți inimă, măi. Da? Nu este doar împăratul care dă ordine, da? Împăratul acesta trebuie, în momentul în care simte această legătură profundă față de cineva și, repet, ar putea să nu fie în acest mediu, da? Din acest motiv are și nopți, pierde nopțile că nu știe cum să manifeste o nouă dragoste sau dragoste față de sine sau să manifeste dragostea asta la care visează. Și persoana a apărut sau e prin preajmă. Dar, repet, pentru unii cred că ați pierdut ocazia sau ați avut niște discuții, pentru alții... Probabil și situația, dacă sunteți în țări diferite sau dacă în țară se poate... Situația asta mondială a amânat întâlnirea, dar posibil că vă faceți griji cum să oferiți această cupă. Măi, voi vreți să oferiți aceste emoții, să le exprimați, dar sunteți stângaci, învățați un pic, nu știu, citiți, lumea mai citește cărți. Pe vremuri ce citeam? O grămadă de cărți, nu neapărat de dragoste. Cărți bune. N-are rost acum să fac o listă de cărți. Poezie. Corespondențele artiștilor. Ce frumos. Însă, am spus, ia, vai, ce frumos, împăratul și împărăteasa. Dar sunteți într-o lecție spirituală, sunteți în separare. Eu așa simt, că sunteți în separate. Ia, alte secrete, rac, scorpion sau pești. Persoana respectivă a plecat, cum am spus mai devreme, a plecat să-și facă justiția. Să-și echilibreze viața, pentru că dacă sunt discuții, dacă nu se comunică, nu
Nu să ai, nu doar corect, dragii mei, nu doar corect, dar în primul rând corect și în al doilea rând din suflet emoțional. Rege, împăratul și împărăteasa, între lună și poate, există și o fecioară în preajma voastră, nu musai, am zis mai devreme, posibil semn de pământ, apare și taur, mai mult sau mai puțin, un taur neevoluat. În fine, dar eu zic că acest cuplu divin super, oameni foarte puternici, ăștia sunt oameni foarte puternici, da? Deocamdată experimentează o separare, iată și luna, din cauza că cineva nu vrea să are secrete, nu și exprimă emoțiile și poate, posibil, unul chiar trebuie să evolueze spiritual. Simt că acest împărat, că na, a venit eremitul imediat lângă împărat. Împăratul cred că trebuie să evolueze spiritual, fără supărare. Da. Și vă doriți împăcarea, da? Vă doriți, aici sunteți voi, regele de bâte, plin de pasiune, vă doriți, să comunicați emoțional. Da, e frumos dacă vă doriți, rămâne de văzut cum veți pune în practică. Pentru că se vede și aici că visați. Și e drăguț să visați. E drăguț să visați. Ar mai trebui să mai fac ceva, eu zic că am vorbit deja destul de mult. Ia să vedem. Nu, ăștia nu sunt de vedere cât am vorbit. 16 minute. Astea au niște mesaje speciale. Berbeci. Nu, le-am pus invers. Nu contează. Ce drăguț. Interesant. Oh, aveți numărul 46. Poate cuiva să-i spună ceva, vârsta 46. Sau 4 cu 6, 10, 1. O încheiere de ciclu. Poate 1 să fie, nu musai, număr de destin, poate data de naștere a vreunuia, da? 6 și 4, 10, 1 sau 10 sau 1, da? Ca să vi se confirme că acest mesaj este pentru voi. Însă, aici spune așa, doar un moment de bucurie. Da? Am văzut 3 de cupe. Probabil că anumiți berbeci, anumiți, nu toți, s-au obișnuit să caute în jur doar niște momente de bucurie. Și acum, posibil, înțeleg că această cupă nu este doar un moment de bucurie. Își doresc această cupă să dureze, adică nu doar un moment, să dureze mai mult. Interesant că a venit cartea invers. Dacă unii dintre berbeci au fost mai jucăuși, să spunem, cel puțin, sau mai Casanova, sau mai cum vreți voi, nu găsesc acum un personaj feminin care să vă reprezinte pe Casanova, poate găsiți voi, vreau să fiu mai scurtă, dar dacă așa sunt, așa zice, berbecii sunt copiii zodiacului, da? Sunteți și ambițioși, sunteți și jucăuși, sunteți uneori și imaturi, ăsta e adevărul, mai ales emoțional. Emoțional majoritatea. Dacă nu aveți niște planete în semnă de apă, așa, probabil că trebuie să aprofundați acest aspect al relațiilor de moment sau relațiile de durată. De-aia a apărut Marele Preot Invers. Posibil în trecut, am luat doar trei cărți, da? În trecut, unii ați avut tendința să fiți mai netradiționali, însă sunteți chemați cu această cupă în preajmă, sunteți chemați să deveniți un pic mai tradițional și un pic, poate chiar mai mult, stabil. Stabil. Și să găsiți bucuria în relații stabile. Unii dintre voi, repet, scurt mesaj. Mai scoatem un mesaj? Ha, încă un mesaj pentru berbecuți. Berbecuți. Ops, aici. Ah, sunt multe. Ah. Ok, le dăm așa la pachet, da? Considerați fundația pusă. Probabil că în momentul în care reușiți să comunicați adevărul și emoțional cu cineva, puteți să puneți această fundație, da? Să creați această stabilitate, care până acum nu s-a putut crea din cauza unei comunicări nepotrivite, așa zic eu. Primiți
cu dragoste și apreciere. Orice, oricât de puțin primiți cu dragoste, ca să primiți mai mult, pentru că dacă nu primiți cât de puțin cu apreciere, vi se va lua și puținul acesta. Da, este o lege universală. Învățați să primiți cât de puțin cu apreciere. Și iubiți-vă, love who you are, iubiți-vă așa cum sunteți. Aveți numărul 8. Numărul 8, numărul scorpionului, da? Casa 8 a transformărilor, a morții și a reînvierii. Sunteți într-o călătorie spirituală și tot timpul trebuie să vă transformați. Nu rămâneți într-o singură structură, mai ales că suntem în niște ani, într-un an special și niște ani speciali în care cam toți suntem chemați la transformare, da? Și lucrurile sunt mai profunde decât par. În fine, și dragostea face diferența. Am zis, apare această cupă, acest as de cupă a apărut pentru unii, pentru alții e pe cale, e prin preajmă, unii ați pierdut ocazia, vreți să o recâștigați cu acel 6 de băte, vreți să aveți victorie, să vă întâlniți cu persoana respectivă și să... Cred că vreți să demonstrați și e bine, dar nu să demonstrați, dragii mei, atenție, pentru că intuiția aceea poate să sugereze persoana. Aceasta este foarte intuitivă. Da? Dacă vă duceți doar din dorința de a cuceri, s-ar putea să pierdeți și a doua ocazie. Lucrați-vă în acest nouă de spade, transformați-vă, învățați-vă să vă iubiți și în momentul în care vă iubiți, nu mai acceptați legături de un moment, da? Sau de două, sau de trei. Și înțelegeți că pentru a vă bucura de acest cuplu divin, trebuie să lucrați și voi la voi și în relație. În relație. Da. Frumos. Eu zic că e frumos pentru jumătatea aceasta de iulie. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!